Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la E vremea ta. Sunt Andrei Bărbulescu și astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de 45,8 grade Celsius în Africa de Sud, iar cea minimă de -52,2 grade în Rusia. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vă arătăm un interesant concept de mașină electrică multiteren. Vă spunem ce se mai întâmplă pe lună cu sonda japoneză Slim și, bineînțeles, vom afla cum va fi vremea pe termen scurt. Pentru a doua oară consecutiv, noaptea trecută s-a înregistrat un nou record negativ de temperatură în țara noastră, la întorsura Buzăului. Acolo, termometrele au arătat -24 de grade, după ce cu o noapte înainte fuseseră -22,9 grade în aceeași localitate. Meteorologii chinezi au prognozat o serie de furtuni de iarnă persistente și pe arii extinse, care vor coincide cu perioada de călătorie ocazionate de Anul Nou chinezesc. Furtunile, despre care meteorologii se așteaptă să fie cele mai lungi din sezonul de iarnă, vor afecta zone întinse din provinciile centrale și estice Henan, Shandong și Hubei, conform cotidianului Global Times. Potrivit prognozelor, acestea vor lovi între 31 ianuarie și 5 februarie, chiar în perioada cu cel mai mare număr de călătorii înainte de începerea festivităților de Anul Nou chinezesc, cunoscute și sub denumirea de Festivalul Primăverii, între 10 și 17 februarie. Regiuni extinse din centrul și estul Asiei vor fi afectate de condiții meteorologice nefavorabile, fiind așteptate ninsori abundente în aproximativ 10 provincii, inclusiv în Henan, Shandong și Hubei. 5 provincii, Henan, Hubei, Anhui, Hunan și Guizhou, se vor confrunta cu precipitații înghețate, în timp ce regiunea din sudul fluviului Yangtze va avea parte de furtuni cu tunete și fulgere. Serviciul de meteorologie al Chinei a precizat că acumulările de zăpadă din Henan, Shandong și Hubei ar putea depăși mediile istorice. Autoritățile au sfătuit pe călători să-și planifice din timp deplasările și să țină cont de condițiile meteo. În 2008, un eveniment similar a creat haos în transportul în timpul Anului Nou chinezesc, 5,8 milioane de pasageri rămânând blocați în gări, dintre care circa 400.000 în orașul Guangzhou din sudul țării, timp de 11 zile. O nouă descoperire arheologică de lângă Napoli este considerată extraordinară de către specialiști. În zona de vest a orașului antic Poseidonia Pestum, la sud de Napoli, în apropierea zidurilor orașului și la câteva sute de metri de mare, o campanie de săpături stratigrafice a scos la iveală două temple dorice grecești. Cele trei temple din Pestum, construite între 550 și 450 înainte de Hristos de coloniștii din Magna Grecia, Grecia Mare, se află într-o stare de conservare excelentă și atrag mii de vizitatori în fiecare an. Primul dintre cele două temple noi descoperite datează de la începutul secolului al V-lea înainte de Hristos. În fața lui, la aproximativ 9 metri distanță, se află altarul său. Clădirea reprezintă un unicum în contextul arhitecturii sacre din Magna Grecia, dar investigațiile din ultimele săptămâni au dus la o altă descoperire extraordinară, aceea a unui al doilea templu mai vechi decât cel cunoscut până acum. Au fost găsite 14 capiteluri fragmentare, refolosite probabil în scopuri rituale, în fundațiile templului ulterior. Cele două temple noi sunt profund legate de originile orașului Poseidonia și pot ajuta să se înțeleagă mai bine profunda transformare culturală a acestuia. A sosit momentul să vă spun și prognoza meteo pentru următoarele zile la noi în țară. Iată că la noapte vremea va fi rece în Transilvania, Maramureș și în dealurile subcarpatice, va fi chiar ger. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Pe alocuri va fi și ceva ceață, în jur de -5 grade în Timișoara, -4 în Arad, -9 în Sibiu, -12 grade în Brașov, pe litoral în jur de -2 grade. Mâine, temperaturile vor crește ușor în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în vestul, nordul și centrul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. În jur de 5 grade în Constanța, 7 în Iași și Bacău, 3 grade în Brașov, 7 în Sibiu, în vestul țării, în Oradea, Arad și Timișoara, în jur de 6-7 grade, în sud, în Craiova, Alexandria, Târgu Jiu, 8 grade. În capitală, noaptea va fi rece. Temperatura minimă undeva la -5 până la -3 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre -8 grade. Cerul va fi mai mult senin. Mâine, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8-9 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Poi mâine temperatura în capitală poate să atingă chiar 10-11 grade. La munte, dimineața și noaptea, vremea va fi în continuare rece, local geroasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. În jur de 7 grade în Păltiniș, 4 în Predeal și în Poiana Brașov, în jur de 7 în Sinaia, la Stâna de Vale chiar 8 grade.
Poi mâine cerul va fi norat, se va nora treptat dinspre nord-vest și mai ales din orele serii vor fi precipitații slabe în vestul, centrul și nordul țării și izolat în rest. Acestea vor fi predominant sub formă de ploaie, exceptând Maramureșul și Transilvania, unde în cursul nopții trecător vor fi și lapoviță sau ninsoare. Dimineața și noaptea pe alocuri se va forma ceață, în jur de 9 grade în Constanța, 8 în Iași, 4 în Brașov, 8 în Sibiu, 6-7 grade în vestul țării, iar în sud, așa cum bine vedeți și pe această hartă, se vor atinge chiar 10-11 grade. Calum este o afacere de design și inginerie înființată de un fost designer al mărcii Jaguar. Această companie a prezentat un concept de vehicul electric multiteren de înaltă performanță, creat pentru proprietarii pretențioși care caută aventuri extraordinare pe șosea și în afara acesteia. Denumit Sky, acesta este primul vehicul al mărcii conceput și proiectat în întregime la nivel intern. Sky este un vehicul cu o dispunere a locurilor de 2+2. Cu o lungime de 4 metri, a fost proiectat pentru a fi ușor de utilizat și plăcut de condus, explică Ian Callum, șeful departamentului de design al Callum. Sky este un vehicul complet electric și cu tracțiune integrală. Măsoară 4047 mm în lungime și 1900 mm în lățime. Folosește un șasiu robust cu cadru spațial, cu suspensie capabilă să parcurgă trasee grele, care asigură o gardă la sol adecvată, precum și confort. Bateria litiu-ion de 42 kWh îi conferă o autonomie anticipată de 275 de km și are încărcare ultra-rapidă, capabilă de o umplere de la gol la plin în mai puțin de 10 minute. Cu o masă de 1150 de kg și o distribuție a greutății 50-50 pe cele două punți, se așteaptă ca prototipul Sky să accelereze de la 0 la 100 de km pe oră în mai puțin de 4 secunde. Sonda de pe Lună a Japoniei, a cărei funcționare a fost întreruptă după aselenizare, deoarece celulele sale solare nu au reușit să genereze electricitate de la soare, funcționează din nou, a anunțat Agenția Spațială Japoneză. Panourile solare ale misiunii Smart Lander for Investigating Moon, SLIM, ar fi în prezent funcționale, a declarat Agenția de Explorare Aerospațială a Japoniei, JAXA, adăugând că se află în legătură cu sonda încă de duminică seară. Potrivit JAXA, sonda și-a reluat explorarea suprafeței Lunii, realizând observații științifice începând cu instrumentul Multiband Camera aflat la bord. O imagine care arată o stâncă denumită pudel de jucărie, observată lângă sonda de aselenizare, a fost postată online. SLIM, supranumit Moon Sniper, a atins suprafața selenară la 20 ianuarie, Japonia devenind astfel a cincea țară care a reușit o aselenizare controlată pe satelitul natural al Terei după Statele Unite, URSS, China și India. Deoarece celulele sale solare nu generau energie electrică, sonda a fost oprită la 22 ianuarie, după ce a funcționat cu ajutorul bateriilor de rezervă. Sonda de mici dimensiuni, aproximativ 2,4 metri înălțime și cu o greutate de aproximativ 200 de kg fără combustibil, este concepută pentru a testa tehnologia de asolizare la punct fix pe suprafața corpurilor gravitaționale, cu o precizie fără precedent, de mai puțin de 100 de metri față de țintele vizate, spre deosebire de sondele convenționale care adesea au o precizie de mai mulți kilometri, conform JAXA. Inteligența artificială ar putea revoluționa îngrijirile în domeniul sănătății, facilitând, de exemplu, dezvoltarea de medicamente sau accelerând detectarea unor boli. Însă, Organizația Mondială a Sănătății consideră că trebuie acordată mai multă atenție riscurilor asociate folosirii inteligenței artificiale în acest domeniu. Într-un document publicat recent, Organizația Mondială a Sănătății analizează pericolele și beneficiile utilizării în materie de sănătate a unor mari modele multimodale, numite LMM, un tip de inteligență artificială generativă cu creștere rapidă. Aceste LMM-uri pot folosi mai multe tipuri de date, inclusiv din text, imagini și videoclipuri, și pot genera rezultate care nu se limitează la tipul de date introduse în algoritm. Se prevede ca LMM-urile să fie utilizate și aplicate pe scară largă în domeniul îngrijirii sănătății, cercetare științifică, sănătate publică și dezvoltare de medicamente, indică OMS. Organizația definește domenii care ar putea folosi această tehnologie: screening, de exemplu pentru a răspunde solicitărilor scrise din partea pacienților, cercetarea științifică și dezvoltarea de medicamente, educația medicală și asistența medicală, sarcini administrative și utilizarea de către pacienți, de exemplu, pentru examinarea simptomelor. Deși această tehnologie are un mare potențial, OMS subliniază că s-a demonstrat, de asemenea, că aceste LMM-uri pot produce rezultate false, inexacte, părtinitoare sau incomplete, ceea ce ar putea avea în mod evident consecințe nefericite.
Deoarece LMM-urile sunt din ce în ce mai utilizate în îngrijirea sănătății și în medicină, erorile, utilizările greșite și, în cele din urmă, prejudiciile aduse persoanelor sunt inevitabile, notează OMS. Astăzi, cel mai cald în Europa a fost în Italia, la Ancona, unde s-au înregistrat 26,7 grade Celsius, iar cel mai rece a fost în Erzurum, în Turcia, -20,6 grade. Haideți să vedem și alte fenomene și temperaturi din principalele orașe europene. În Madrid, în jur de 16 grade cu cer senin, în Lisabona cer acoperit, dar temperatura se oprește undeva la 19-20 de grade, 6-7 grade în Amsterdam, cer acoperit și ploi slabe, la fel și în Londra, unde vor fi în jur de 9 grade, 13 grade în Roma, cer mai mult senin, vreme frumoasă și în Atena cu 10 grade, 8 grade în Istanbul, în Sofia în jur de 7 grade, cu cer acoperit de nori, dar apare și soarele destul de mult. În Berlin, nori mulți pe cer cu 7 grade, în Kiev 5 grade, iar în Moscova -1 grad și cerul rămâne acoperit. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Rămâneți în continuare pe TVR2. Noi ne revedem de la ora 7:10, dar nu uitați că ne puteți găsi pe Facebook, respectiv pe YouTube. Până atunci vă lăsăm cu imaginea zilei și să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.